Memorialul Ioan Mircea Șerbănescu la tenis de câmp și-a desemnat câștigătorii. La turneul de categoria a patra de la Roman, cluburile băcăoane au avut 5 premianți. Miercuri la prânz, Memorialul Ioan Mircea Șerbănescu s-a încheiat cu festivitatea de premiere la care Bacăul a avut 5 reprezentanți. În ultima zi a turneului de la Roman, Tudor Burghelea, SCM, a pierdut finala grupei 14 ani, 5-7, 4-6 cu Horia Chițu, Piatra Neamț. Tot pe locul al doilea a încheiat concursul Mara Sechelariu, SCM Bacău, la categoria 10 ani. Pe poziția a treia, Bacăul a avut 3 reprezentanți, Ema Sechelariu, SCM, Ioana Porcoș, TC Bistrița, la grupa 14 ani, respectiv Ștefan Vasilache, SCM, la 16 ani. Memorialul Ioan Mircea Șerbănescu, desfășurat la Roman, a fost un turneu de categoria a 4-a.